Bun găsit tuturor la Adevărul Live. Numele meu este Florinela Iosip, sunt redactor în cadrul Departamentului de Educație la ziarul Adevărul. Astăzi au început probele de foc în cadrul examenului de bacalaureat. Mai exact, astăzi a avut loc proba scrisă la limba și literatura română. Ca să îi ajutăm pe elevi, ca să-și dea seama cum ar fi trebuit să rezolve subiectele, am invitat-o pe doamna profesoară Roxandra Kim, profesor de limba română în cadrul Colegiului Național Ion Luca Caragiale. Mulțumesc tare mult că ne-ați acceptat invitația. Așadar, doamna profesoară, cum vi s-au părut subiectele? Și aș dori să începem cu subiectul de la real, pentru că acesta a apărut în spațiul public. Bună ziua! Sunt toate șansele ca atât elevii de la profilul real, cât și cei de la profilul uman să se fi descurcat foarte bine, pentru că au primit subiecte generoase, subiecte pe placul elevilor, care preferă indiscutabil subiectele care au ca suport la cel de-al treilea punct un text narativ. Și iată că dorința lor a prins viață și au putut să analizeze un astfel de text narativ. Raportându-ne la cele două subiecte care s-au dat, avem câteva informații pe surse și despre subiectele care s-au dat la profilul uman. Făcând comparație, de exemplu, la subiectul al treilea, unde, pe de-o parte, la real aveau posibilitatea de a alege o operă narrativă, fie de Ioan Slavici, fie de Liviu Rebreanu, da. Da, iar la profilul uman au avut relația dintre personaje într-o operă narrativă, care îi aparține lui Marin Preda, da. Înțeleg. În general, formularea cerințelor respectă modelul pe care l-a oferit Centrul Național de Evaluare și Examinare, pentru că la profilul uman gradul de dificultate este ceva mai mare și e fire să fie așa. Pe de altă parte, criteriul acesta al posibilității de a alege oferit elevilor de la profilul real rămâne tot în plaja formulării cerințelor, ca și până acum. Sigur, la subiectul al treilea, elevii de la profilul real puteau să aleagă, pentru că studiază conform programei mai multe texte literare. Spre exemplu, la Ioan Slavici ar fi putut să aleagă fie personajul central din novela Moara cu noroc, fie personajul central din romanul Mara. La fel, la Liviu Rebreanu, elevii au avut posibilitatea de a alege între personajul romanului Ion Pop al Glanetașului, dar puteau foarte bine să opteze și pentru personajul central al romanului Pădurea Spânzuraților. E vorba despre Apostol Bologa. Unii preferă varianta Pădurii Spânzuraților pentru realizarea eseului. Deci oricare dintre aceste variante s-a putut alege pentru acești elevi. Se poate spune că genul epic este cumva mai prietenos pentru candidați? Este mai prietenos, fără îndoială, pentru că mulți dintre absolvenții de liceu se simt mai în siguranță atunci când se referă la un suport narativ mai degrabă decât la un suport liric. De ce? Textul narativ presupune o acțiune. În cazul romanelor există chiar mai multe planuri narrative și atunci, sigur, elevii se simt mai confortabil pentru că au în spate acțiunea la care se pot raporta. Dar, sigur, există și o capcană în această abordare, pentru că orice încercare de a prezenta personajul prin rezumarea sau povestirea acțiunii novelei sau a romanului nu se punctează. Da? Adică trebuie să respecte acele criterii pe care le oferă eseul structurat, planul eseului structurat, pe care îl primesc de altfel pe subiect, da? În formularea cerinței. Ok. Acum că avem varianta care s-a dat la profilul real, aș dori să începeți să rezolvați exercițiu cu exercițiu și pe parcurs să oferiți eventuale explicații. Da.
la anumite cerințe? Într-adevăr, pentru profilul real, primul subiect a avut ca suport un text liric la prima vedere. E vorba de poezia lui Adrian Maniu, alt cântec, de semnalat faptul că cerințele acestea, itemii formulați, rămân în criteriile generale de analiză, da, cu care elevii sunt de altfel obișnuiți și e un aspect extrem de important. La primul subpunct au avut de indicat, de numit câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor înserări și nesfârșite. Sigur, ar fi fost nevoie să caute în poezie aceste cuvinte ca să vadă înțelesul lor contextual. Vreau înserări triste ca boli nesfârșite. Acesta era contextul în care apăreau ambele cuvinte pentru care ar fi trebuit să indice sinonime. Pentru înserări ar fi putut să opteze pentru amurguri, apusuri, asfințituri, pentru nesfârșite, infinite, interminabile. La cel de-al doilea subpunct, explicarea rolului cratimei în secvența de acum. Cratima, ca semn ortografic, marchează în secvența citată evitarea hiatului și rostirea legată a două silabe. Evident, ea are și funcția de a separa în scris două părți de vorbire diferite, da? O prepoziție și un adverb. La cel de-al treilea subpunct au avut de construit un enunț în care să folosească o locuțiune, o expresie care să conțină substantivul viață. Aici, sigur, nu era suficient să găsească locuțiunea, expresia, aceasta trebuia integrată într-un enunț. Spre exemplu, locuțiunea aș da viața, da, se sacrifica, putea fi integrată într-un enunț de tipul pentru a ajunge, să zicem, foarte sus într-o ierarhie, și-a dat viața, s-a sacrificat, în sensul că a renunțat la anumite aspecte, sau a dat viață cuiva, da? După 9 luni de sarcină, X a dat viață unui băiețel de 4 kg. A luat viața cuiva, o altă locuțiune. Acel cavaler a luat viața dușmanului său. Pentru punctul al patrulea, două secvențe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic, sigur, puteau să identifice anumite secvențe, precum în noaptea care înghite, de veacuri rotesc. La subpunctul al cincilea, două motive literare prezente în textul dat, ar fi putut să aleagă noaptea, să aleagă stelele, nufărul. La punctul al șaselea, transcrie din textul dat două cuvinte, grupuri de cuvinte care sunt mărci lexicogramaticale ale subiectivității. Și aici opțiunile erau ceva mai multe. Puteau să aleagă pronume la persoana întâi, pronume personale la persoana întâi, mă, verbe la persoana întâi, vreau, adjective pronominale posesive, meu, gândul meu, mea, dragostea mea. La punctul 7 aveau de prezentat semnificația a două figuri de stil diferite din a treia strofă a textului dat. Respectiv, vreau înserări triste ca boli nesfârșite, palide zări, soare rănit, căzut în noaptea care îl înghite, totu-i sfârșit. Sigur, în această strofă puteau să identifice cu destul de multă ușurință o comparație, înserări triste ca boli nesfârșite, comparație care sugerează starea de agonie și realizează o legătură, o conexiune între elementul interior maladiv și cel exterior. La fel, înserări triste în sine, un epitet personificator, ca și palide zări, sugerând expresia proiecției
acestui sentiment de tristețe la nivelul întregului orizont, ceea ce, sigur, estompează orice speranță cu privire la posibilitatea de a depăși starea de tristețe. La subiectul 8, la subpunctul 8, ilustrează cu câte un exemplu din textul dat două trăsături ale genului liric. Sigur, ar fi fost util să ofere întâi definiția, să spună, spre exemplu, că genul liric presupune transmiterea directă a ideilor și sentimentelor și să identifice căile prin care se realizează această transmitere directă. Asta înseamnă că ar fi trebuit să identifice subiectivitatea, da, marcată prin elementele amintite la exercițiul 6. Ar fi putut să identifice sentimentele, mai ales tristețea aceasta care se răspândește în toate elementele de natură, senzația aceasta de agonie pe care o trăiește în vecinătatea sfârșitului și modul de expunere, însemnând aspectul acesta confesiv, monolog liric, mărturisirea sentimentelor în mod direct. Sigur, există și aspectul stilistic, da, care în poezie este întotdeauna mai concentrat. Prezența figurilor de stil și a imaginilor artistice este un detaliu care caracterizează de obicei orice text literar. Nu există această trăsătură specifică pentru genul liric, dar se poate susține că în textul liric există o aglomerare, o concentrare de figuri de stil, prin intermediul cărora, sigur, sentimentele sunt potențate, sunt gradate, da, sunt nuanțate. Și atunci fiecare dintre aceste trăsături ar fi trebuit ilustrat neapărat pe baza textului. La punctul 9 au avut de comentat în 60-100 de cuvinte ultima strofa textului dat prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Comentarea unui fragment, am mai spus-o, presupune raportarea temei, a ideii, a mesajului din fragmentul respectiv la ideea întregului. În cazul nostru, ultima strofă reprezintă o concluzie a sentimentelor exprimate prin acest monolog liric, prin această confesiune. Prin urmare, ultima strofă adună toate detaliile asociate sentimentului de tristețe, sentimentul acesta de sfâșiere interioară și de asumare a unui sfârșit inevitabil. Tonul pe care îl folosește această ultimă strofă este mai pronunțat elegiac, da? Confesiunea crește treptat până la ultima strofă, motiv pentru care și comparația cu care debutează această strofă, sufletul meu intră ca nufăr în ape, are rolul de a intensifica jocul acesta între ceea ce se observă aparent și ceea ce există în esență, pentru că nufărul plutește pe suprafața apei, este frumos, pare de admirat, dar rădăcina lui, ca un fir, se află în nămol și, de altfel, în text reapare termenul acesta între nămoalele. Nu se vede foarte bine. Poate dacă dăm un pic mai sus, între nămoalele moi. Da.
Vedeți că se raportează și în strofele anterioare la apa aceasta înceată și verde, în asociere cu iubirea. Repetiția structurii totui, da, pe care o sesizăm în ultima strofă, întărește această generalizare a sentimentului, a durerii, plus că observăm că există și un paralelism sintactic, da? Totul e departe, totul e aproape, totul e sfârșit. Nu se repetă doar anumite cuvinte, ci și pozițiile lor sintactice se repetă. De asemenea, ar fi putut să mai sesizeze jocul acesta paradoxal, totul e departe, totul e aproape, prin intermediul căruia se relativizează sentimentele pe care le încearcă și care de-a lungul poeziei îl macină. Ar fi putut să comenteze de asemenea și prezența punctelor de suspensie, da, care marchează aspectul acesta meditativ. La fel, jocul între termeni din aceeași familie lexicală, adânc, adâncit, este iarăși o sursă interesantă de analiză, pentru că surprinde, de fapt, exact ceea ce ziceam mai devreme, cu prelungirea aceasta a nufărului în mol. De asemenea, tot prin raportare la întreaga poezie, ar fi putut să sesizeze și faptul că structura totui sfârșit se repetă la finalul strofelor 1, 3 și 5, ceea ce transformă această structură într-un leitmotiv, adică un motiv repetat, chiar un refren, deci accentuează această senzație a inutilității oricărui efort de a schimba povara pe care trebuie să o poarte. Sunt câteva sugestii, sigur, ele pot fi abordate global, aveau libertatea să se raporteze la toate aceste detalii, la aceste sugestii, care, sigur, nu sunt exhaustive, nu epuizează substanța textului. Aș fi vrut să mă întreb în legătură cu acest subiect, pentru că discutam cu dumneavoastră și despre subiectele care s-au dat la evaluarea națională. Această poezie, cum credeți că a fost ca nivel de dificultate în sensul de a înțelege mesajul poeziei de către absolvenții clasei a 12-a? Credeți că a fost o poezie mai ușoară, mai dificil de înțeles ca mesaj poetic, în primul rând? Textul presupune destul de multă experiență cu interpretarea poeziilor. Sigur, ei pot înțelege cu ușurință acel nivel de text care să le permită obținerea unor răspunsuri corecte. Pentru că, după cum s-a văzut mai devreme, efectiv, lucrul cu textul se realizează mai degrabă către subiectele 7, 8 și 9. Până acolo, cerințele nu vizează neapărat înțelegerea textului, cât mai mult identificarea anumitor particularități de natură formală. Sigur, sinonimele trebuie înțelese contextual, dar enunțul din care fac parte este destul de transparent. Nu e un text foarte dificil, dar nu e nici un text extraordinar de ușor. Este un text care presupune atenție și cel puțin două lecturi pentru înțelegerea lui.
Da, da. Colega mea tocmai mi-a adus subiectele care s-au dat la profilul uman, așadar vom putea să comentăm puțin și despre subiectele pe care le-au avut absolvenții clasei a 12-a la uman. V-aș ruga dacă putem să continuăm cu subiectul al doilea, la profilul real. Da. Cum vi s-a părut tema, dacă a fost ușor de construit acest text argumentativ? Da, rolul comunicării în reușita unui proiect de echipă. Dacă nu mă înșel în memoria, au mai avut formulări similare, fapt care, sigur, ușurează raportarea la un astfel de text argumentativ. Sigur, ar fi trebuit să fie atenți la faptul că cerința presupune două nuclee de interes. Unul, cel pe care îl presupune rolul, da, despre care ar fi trebuit să, în legătură cu care ar fi trebuit să construiască ipoteza, și apoi comunicarea pe care o presupune reușita unui proiect de echipă. Și atunci, sigur, ar fi trebuit să se gândească la necesitatea comunicării, rolul acesteia fiind esențial în colaborarea membrilor echipei care trebuie să finalizeze un anumit proiect. Mă gândesc că această comunicare presupune generarea de idei, presupune de asemenea discutarea lor și tot prin comunicare opțiunea către cea mai semnificativă idee care să conducă la reușita proiectului. Prin urmare, rolul comunicării este fundamental în colaborarea care se stabilește între membrii unei echipe și aici ar fi putut să găsească destul de ușor exemple. Mă gândesc chiar la programa de limba și literatura română, unde, începând cu clasa a 11-a, operele literare studiate sunt integrate unor studii de caz. Și aceste studii de caz sunt efectuate de elevi în urma unei documentări prealabile sub forma unui proiect, la care participă, evident, o echipă. Prin urmare, prin intermediul comunicării se pot stabili și rolurile pe care le are fiecare elev în echipa respectivă. Cine se ocupă, spre exemplu, de partea de documentare, cine se ocupă de partea de redactare, cine se ocupă de sinteza respectivului proiect. Rolul comunicării poate să genereze și componenta de negociere, pentru că prin comunicare membrii echipei negociază și iarăși se îndreaptă către soluția care să asigure reușita acestui proiect. Așadar, la un astfel de text ar fi trebuit să exprime un punct de vedere sub formă de ipoteză cu privire la rolul comunicării într-o situație concretă, da? Situația concretă fiind succesul acestui proiect, da? Care presupune mai multe persoane. Așadar, dacă putem să mai comentăm puțin subiectul al treilea care s-a dat la profilul real, după care să ne uităm un pic și peste profil de la real. Abia acum am primit, deci o să citim poezia aici, să vedem ce s-a dat. Este o surpriză și pentru noi. Da. Așadar, ce ar fi trebuit să urmărească, pe scurt, candidații în evaluarea acestui, în la scrierea acestui al treilea, eseu? Da. Da. Se poate observa cu ușurință că le sunt prezentate reperele pe care, sigur, le pot folosi. Există o notă prin care li se precizează că ordinea integrării reperelor este la alegere, motiv pentru care
Nu este obligatorie respectarea ordinii, da, pe care o oferă autorii acestui subiect. Înainte de orice, orice eseu trebuie să aibă parte de o introducere. Prin urmare, elevii ar fi trebuit să ofere informații referitoare la epoca în care a apărut textul respectiv. Ar fi trebuit să ilustreze apartenența la un anumit curent și să prezinte tot în această introducere și tema textului ales. De ce? Toate aceste repere dau coerență, de fapt, eseului. Există de multe ori tentația de a aborda un astfel de eseu într-o manieră fragmentară și atunci, sigur, există riscul ca punctajul pentru redactare să scadă, da? Să nu primească cele 14 puncte. Apoi, sigur, ar fi putut să abordeze efectiv personajul pe care și l-au ales prin cele două repere de început, respectiv prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului și evidențiarea unei trăsături a personajului ilustrată prin două scene, secvențe comentate. Ar fi putut, sigur, să răstoarne această schema reperelor și să înceapă prin ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului narrativ, ceea ce, în anumite cazuri, e poate puțin mai logic să pornești de la general și să te îndrepți către particular. În privința textului narrativ aparținându-i lui Slavici, preferința se va îndrepta probabil către personajul Ghiță din novela Moara cu noroc, unde ar fi trebuit să urmărească personajul în evoluție, adică trecând de la statutul social inițial, da, acela de cizmar într-un sat sărac, foarte motivat să aibă un trai mai bun și să ofere familiei sale un trai mai bun, Ghiță vrea să se adapteze. Și atunci adaptarea aceasta presupune luarea în arendamorii cu noroc, ceea ce declanșează practic un dublu conflict, un conflict exterior și un conflict interior de natură psihologică, marcat prin oscilația pe care o va trăi Ghiță după ce ajunge la Moara cu noroc, în urma apariției lui Lică Sămădăul. Și în felul acesta alunecă spre statutul psihologic al personajului, care de asemenea trebuie prezentat în mod evolutiv, pentru că există mai multe chipuri ale lui Ghiță. Da? La început cizmarul sărac, apoi cărciumarul care intră destul de repede în conștiința trecătorilor, e un cărciumar prosper, apoi ipostaza de cărciumar amenințat de Lică, ipostaza de cărciumar aliat cu Lică și în final ipostaza cărciumarului aliat cu jandarmul Pintea. Apoi, din punct de vedere moral, iarăși trebuie prezentat evolutiv personajul, pentru că principiile lui Ghiță se modifică, aspect care adâncește conflictul acesta interior, psihologic și îl conduce către dezumanizare. Trăsătura personajului ales este această dorință de înnavuțire care și ea își schimbă natura, pentru că inițial dorința de înnavuțire avea o motivație familială, în sensul că personajul își dorea un alt statut social, atât pentru el cât și pentru familie,
Iar treptat această dorință de înnavuțire ajunge să îi macine chiar și iubirea pentru soția lui, chiar și responsabilitatea față de copii, așa cum reiese din câteva scene semnificative, care sigur trebuie comentate în sensul identificării trăsăturilor și reacțiilor personajului în acele momente. Nu e suficientă rezumarea lor. Spre exemplu, scena prezenței lui la proces, în care depune mărturie mincinoasă prin omisiune, are chiar o replică interesantă acolo. Spune că l-a știut pe Lică toată noaptea la Han, ceea ce înseamnă un răspuns cu două tăișuri. Nici nu se incriminează pe el, dar nu-l incriminează nici pe Lică. O altă secvență semnificativă ar fi discuția care vine chiar după această prezență la proces, în care își cere iertare Anei, sesizând că și-a schimbat comportamentul, că și-a schimbat mentalitatea, și atunci chiar formulează în felul acesta sentimentele, considerând că el singur nu se poate ierta. Iar la final ar trebui să formuleze o concluzie sub formă de opinie, în care să coreleze tema textului narrativ și construcția personajului. Cum tema novelei Moara cu noroc este această dorință de înnavuțire cu efecte în dezumanizarea individului, Ghiță este construit exact în spiritul acestei viziuni a lui Slavici, care include și o componentă moralizatoare pe care o integrează în construcția unui alt personaj semnificativ, bătrâna, mama Anei, cea care apare și la început și la sfârșit. La sfârșit, sigur, mama Anei rămâne în viață împreună cu cei doi copii, tocmai pentru că atitudinea ei a fost una cumpătată, a fost foarte echilibrată. Dacă opțiunea se îndreaptă către un personaj din romanele lui Liviu Rebreanu, probabil că cei mai mulți vor opta pentru Ion. Sigur, diferențe foarte mari între personaje nu sunt, pentru că amândouă personajele, și Ghiță și Ion, aparțin paradigmei realiste, adică aparțin modului în care curentul realist urmărește transformările pe care le trăiește un individ în dorința lui de adaptare. La fel și Ion, ca și Ghiță, își dorește foarte tare să se adapteze prin acumularea cât mai mult pământ. Fiind un text narrativ de tip roman, există evident detaliate, nuanțate, toate aspectele care țin de statutul social, psihologic și moral, și Ion este surprins în evoluție, exact ca și Ghiță. Și de asemenea există foarte multe scene, secvențe la care elevii se pot raporta, inclusiv celebra scena a sărutării pământurilor, despre care Rebreanu însuși susține că reprezintă un nucleu al elaborării acestui text narrativ. La fel, elementele de structură, compoziție și limbaj pot fi ilustrate semnificativ în roman, pentru că materialul epic permite această abordare. Ok, aș dori să ne uităm un pic și peste subiectul care a fost la profilul uman și o să vă rog să ne citiți mai întâi poezia, să vedem despre ce este vorba, că este o surpriză și pentru noi, și după aceea o să vă rog să ne explicați cum ar fi trebuit să fie rezolvat. Nu prea se vede. Avem o variantă mai limpede? Nu, din păcate asta. Dacă nu, pot să o citesc. Încercați, eu. Pentru că recunosc că nu prea înțeleg despre ce e vorba. Ok. Poate dacă ni-l afișează... Da, rog colegii dacă ne pot afișa
poezie? Îmi spun că nu se poate. Atunci o să o citesc eu poezia dacă, și... Da. Ok, bun. Să vedem. Aștept de când te-ai... ceva... Ok, este destul de dificil de înțeles. Cum se numește poezia? Ion Vinea. Vinea, da. Vocea, cred, sau voce? Da. Căutăm. Între timp, putem să discutăm un pic despre subiectul al doilea. Da, putem să discutăm și subiectul al treilea. Al doilea, da. Așadar, o să vi le dau să le aveți dumneavoastră pe subiectul 2 și 3, ca să înțelegem un pic mai bine. Iar eu, între timp, o să caut poezia. Înțeleg că subiectul al doilea cerea scrierea unui text argumentativ despre utilitatea unor activități extrașcolare de educație cinematografică. Sigur, pentru generația actuală, această activitate extrașcolară în domeniul cinematografic este frecvent întâlnită, preferată chiar în anumite situații, cel puțin în detrimentul lecturării textelor literare. Sigur, activitățile extrașcolare cinematografice presupun o abordare conștientă a acestei arte. Prin urmare, elevii ar fi putut să se îndrepte către o serie de aspecte de formă și de conținut cu privire la cinematografie. Sigur, astfel de activități extrașcolare de educație cinematografică sunt utile pentru compararea anumitor creații. Sigur, creația literară transpusă cinematografic sau chiar analiza unor lucrări cinematografice care au ca punct de reper anumite caractere din operele literare. Ar fi putut să aibă în vedere utilitatea acestor activități extrașcolare prin proiecte care presupun analiza anumitor filme, multe dintre ele chiar pe teme de psihologie a adolescentului, foarte importante pentru înțelegerea anumitor probleme specifice ale vârstei. De asemenea, pornind de la activitățile acestea extrașcolare cinematografice, elevii ar fi putut foarte bine să urmărească ideea că se pot juca, să zicem, de-a regizorii și actorii abordând anumite secvențe din filme. Această idee îl transpune pe elev în poziția de a defini o altă formă de cunoaștere decât cea cu care este obișnuit. Prin urmare, aceste activități de educație cinematografică sunt utile în contextul în care de multe ori există organizații
preocupate de organizarea unor astfel de activități, cu atât mai mult cu cât elevii participă cu foarte mare plăcere la astfel de manifestări. Da. Observ că colegii mei ne-au ajutat și au... Da. Acum se înțelege mai clar. Se înțelege un pic mai bine. Da. Așadar, o poezie scrisă de Ion Vinea, care se numește da. Vocula sau... Vocuța. Vocuța. Nu, Vocuta. Vocuta, ok. Dacă puteți să... Mulțumesc. Da, așadar, dacă putem să începem să citim, dacă vedeți, este ok pe dumneavoastră, vedeți poezia? Da. Ok. Să ne citiți cu voce tare, vă rugăm. Aștept de când te-ai dus un semn, o veste, de dincolo de palidul, aici nu mai văd. De palidul, Vocula, poezia Vocula. Așadar, să ne întoarcem la subiectul al treilea până găsesc colegii mei. Da. Subiectul al treilea presupunea definirea relației, prezentarea relației dintre două personaje dintr-un text narrativ studiat aparținându-i lui Marin Preda. Aici opțiunea se îndreaptă către Moromeții. Sigur, ocazional se mai studiază pe aici, pe acolo și cel mai bine între pământeni, dar probabil că opțiunea va fi spre Moromeții. La fel ca și în cazul subiectului de la profilul real, suntem în fața unei succesiuni de repere în care, sigur, cerințele se adaptează relației dintre aceste două personaje. Ca atare, și aici ar fi fost util ca elevii să definească în introducere epoca în care a apărut romanul. E vorba despre un roman postbelic. Ar fi fost de asemenea util să prezinte tema acestui roman și de asemenea elementele de compoziție, de structură și de limbaj, ca și în cazul subiectelor anterioare. Apoi, despre personaje, sigur, de cele mai multe ori, la un astfel de subiect se preferă relația dintre Ilie Moromete și soția lui Catrina, prin identificarea statutului social, psihologic și moral al fiecărui personaj. Aici, sigur, sunt personaje din aceeași familie, care ilustrează însă dinamica globală a lumii satului, schimbările care se produc. Moromete nu vrea să se adapteze sub nicio formă. Catrina, sigur, nipostaza femeii care își ascultă soțul, are totuși anumite puncte de vedere care nu coincid cu viziunea lui Ilie Moromete, plus că fiecare dintre ei provine dintr-o familie anterioară și atunci noua familie, fiind o familie mixtă, este o familie în care conflictele se tot aglomerează până când, sigur, familia se destramă.
Sigur, continuarea conflictelor care există între Ilie Moromete și soția lui se realizează în volumul al doilea, când, de altfel, Catrina îl și părăsește. Elevii profilului uman au studiat atât primul cât și cel de-al doilea volum. Prin urmare, ar fi putut să urmărească relația dintre cei doi pe ambele cărți, pentru că este o relație cu grad mare de dinamism, este o relație care permite identificarea a numeroase scene în care cei doi își exprimă punctele de vedere, așa cum se întâmplă, spre exemplu, la scena Teris al Câmului, când, sigur, Ilie Moromete nu e deloc mulțumit să renunțe la ceva ce îi aparține. Catrina are prezența de spirit și readuce această tăiere a salcâmului în planul firescului. Are chiar o replică prin care se aduce ordinea. N-au văzut salcâm tăiat sau n-au mai văzut salcâm tăiat. Da, o să vreau să mă scuzați un pic. O să-i rog pe colegii mei să-mi spună câte minute mai avem la dispoziție, ca să știu dacă... Ok. Așadar, am primit poezia. Dacă doriți să o citiți și să ne spuneți câteva impresii despre această poezie, cum vi se pare pentru un absolvent de clasa a 12-a? Aștept de când te-ai dus un semn, o veste, de dincolo de palidul hotar pe care în vis îl pipăi în zadar, în câte o de nedeslușit poveste. Nu cred mereu ce semeni înțeleg în muta resemnare și cu minte și îți împletesc un leagăn de cuvinte să îngâne lin destinul tău neîntreg. Ești nicăieri, dar ca-n oglinzi aproape și nerostit ție glasul, dar l-aud abia simțit cum se închid ploape, atinse vag de un tremur cald din sud. În timpul nostru fără de orar, în lumea dezlegată de fruntarii, răscruci ne cheamă pasul solitar, purtat de dor pe vechi și strani arii. Este o poezie în care ideea centrală este despărțirea. Această despărțire este sugerată de termeni precum aștept de când te-ai dus un semn, o veste, palidul hotar, care sugerează trecerea de la viață la moarte. Apare de asemenea și ideea aceasta a iluziei. În vis îl pipăi în zadar, dar ca în oglinzi aproape nerostiție glasul. Sigur, e un text care presupune o analiză atentă a mesajului. Sper să nu greșesc, dar Vocula cred că era numele unui general roman și mă gândesc că există aspecte în această poezie care îl îndreaptă către aspectul de odă. Această idee apare în structuri precum ți-mi plătesc un leagăn de cuvinte, nerostiție glasul, dar l-aud și se transformă și într-o meditație cu privire la trecerea timpului, timpul nostru fără de orar, în lumea dezlegată de fruntarii.
Pasul solitar sugerează starea de singurătate pe care o semnalează Ion Vine. La fel, nu pot să înțeleg foarte bine cerințele privind sinonimele. Dacă puteți să... Solitar e unul dintre ele. Pe acesta îl înțeleg. Se vede. Pasul solitar, pasul singuratic, da? La cel de-al doilea nu reușesc să-mi dau seama despre ce este vorba. La cratimă semenii înțeleg. Aici cratima are rolul de a elida vocala ă și de a ușura rostirea legată a cuvintelor. La subiectul al treilea văd sensul conotativ al substantivului oglindă. Sigur, trebuie trecut în metaforă, da? Oglinda sufletului, da? Oglinda privirii și făcut cu astfel de structură un enunț. La dimensiunea temporală, exact ca și dincolo, timpul nostru fără de orar, vechi strani arii, sugerează dimensiunea temporală. La tema poeziei și un motiv literar, ținând cont de faptul că sunt termeni care ilustrează ideea aceasta de trecere din viață în moarte, evident că ne ajută în identificarea temei, iar motivul hotarului ar putea să fie un motiv care să susțină această temă, apoi tăcerea, singurătatea. Din păcate, noi nu mai avem timp la dispoziție. Vă mulțumesc tare mult că ați venit și sperăm că... să le fi fost de ajutor celor care au ieșit de la examen mai devreme. Cu siguranță, fără niciun dubiu. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Sper că absolvenții clasei a 12-a au făcut cât mai bine, au rezolvat cât mai bine exercițiile pe care le-au avut astăzi. Mult succes în continuare și la următoarele probe ce vor fi susținute. Eu sunt Florinela Iosip, toate cele bune!